Simulare examen de evaluare națională. Da. La subiectul 2, exercițiul 2. Acum am mai văzut perioadă și la... Subiectul 2. Subiectul 2, exercițiul 2. Da. Determinat numărul AB, barat, scris în baza 10, și încă. AB barat minus BA, tot barat minus BA, se egal cu B determinat minus 1. Unde A și B sunt numere diferite, prime între ele. Adică cum scriu asta că sunt prime între ele? Adică la un divizor cel mai mare. Adică cel mai mare. Cel mai mare. Cel mai mic multiplu și cel mai mare divizor cu unul. Dar vreau să fac un pic de... faci un pic de vrut să înțelegeți. Pentru că de atâtea o spuneți cum cel mai mare... cel mai mare multiplu, nu? Da, 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 cel mai mare, cel mai mare multiplu, da? Da, cel mai mic divizor. Invers, da. Ei, vreau să înțelegi așa, cel mai mic, dar multiplu acolo, adică cel mai mic număr care să se împarte exact la celălalt de fapt. Că sunt și alte numere, multiple de așezuia, care se împarte, aia zice cel mai mic multiplu al lor. Și până zicem, cel mai mare divizor, adică cel mai mare număr la care se împarte așezuia. Da? Deci asta face legătorii. Vorba de cel mai mare număr la care ele să se împartă. Un alt divizor mai mare ca ăsta nu există. Și când sunt prime între ele, înseamnă că nu există niciun divizor între ele. Adică divizorul este 1. Care nu se pune, hai să zicem așa. Și acest lucru scriu așa. A, B, cel mai mare divizor comun este 1. Deci a spune că A și B sunt prime între ele, este formulata asta, cel mai divizor comunul este 1. Cum vă dau puțin un subiectul, pronunțați-vă. Bun, mi-am scris ăla, l-am desfăcut A, B și B, A ca fiind 10A minus, 10A plus B, da. Plus B, deci A minus 10, 10. A. Plus B. Minus 10B minus A. 10B minus A. Egal cu B plus A minus 1. Așa am lăsat. Echivalent. Și-a lăsat așa, da? Da. Păi nici nu e continuat. A, așa, 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 acum ai 9A minus 9B. Deci 9A minus 9B. Egal cu B plus A minus 1. Echivalent. Echivalent și am dat un nou factor comun. Da. Și o să fie 9 pe lângă A minus B, egal cu B pe lângă A minus 1. Iar aici am făcut că A minus B egal cu B A minus B supra 9. Puteți cu paranteză. Deci, încă o dată. Mai spune făcut... B A minus B, aici sunt mulți de aici. Da. Egal cu 9A, sau cum este egal cu? Deci, nu, A minus B a zis, domn profesor. A minus B a zis, e egal cu A minus B a minus B de 9. Deci, este echivalent că A minus B egal cu B pe lângă B A minus B supra 9. Și să lăsa așa. Și să opresc, nu mai. Și să rezolvi profesorul. Exact. Și tu, Maria, cum unde ai ajuns? Eu până am desfăcut acolo. Păi desfăcut și ea. Deci tot cam aici s-o oprit și eu. Tot cam. Și Mirona a făcut, să vă zic un punct. Mai insist un pic. Voi de ce l-a stricat? Aici. Credeți că era important să mulțiți acolo sau să scoți A minus B? La ce am mai folosit ajungerea aici? Adică trebuie să faceți lucruri utile în ești. În clipa în care ne scris așa... Nu mai ai nicio șansă. Nu, te-ai dus cu ăștia în gard. Adică te-ai blocat fără nicio perspectivă.
despre A și B, mă întorc înapoi. Știi că A și B e așa? A diferit de B. De ce nu s-a autor la diferit de B? Adică spun la 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. În afară de asta. Dacă a fost așa, A egal cu B, aici ar fost 0. 0 ori cine îi ia de cerul mulțirii, se facă 0, înseamnă că B egal cu 0. Și B egal cu 0 nu se poate ca cifră de început. În primul rând că A și B este diferit de 0. Deci A și B este diferit de 0 ca să vorbesc de așa ceva. Dar mențiunea ca diferit de B era aici să vede. Din cauza asta. Bă, da. Acum, și mă uit că A și B sunt prime între ele. Și mă gândesc, bă, ce înseamnă sunt prime între ele? Doar unul. Puteți să dați exemple de numele care sunt prime între ele? 4 și 3. 1 și 3. 4 și 3. 1, 3. 1 și 3. 3 și 5. 3 și 5. 2 și 3. 5 și 6. 5 și 6. 4 și 8. Deci dacă e un număr prim și cu oricare altul, dar vrei să fie acela de-a doilea mulțimul de acest prim, gata, ai dat câte vrei. Asta nu am spus tine, deci. Și două numere consecutive sunt primele de aia. Iar și un exemplu foarte. Dar de ce? Uite, 97. 97. Dar 97 sunt consecutive? Nu sunt consecutive. N-am găsit bani. Neapărat consecutive. Nu, am zis că și două. A, și varianta a două numere consecutive e un exemplu concret de numere prime între ele. Asta vrea să spun. Bine. După ce am lămurit acest lucru, mă întorc în exercițiul la forma asta de aici. Mă opresc aici? Sigur că da. Și constat că A și B sunt cifre. E așa observație importantă. Și acum, 9 înmulțit cu un număr, să facă B înmulțit cu alt număr. De aici, ce ați putea voi trage? Ce concluzii? Ce observații ați putea face? Imediat. Cât să fie? Zi, Maria, de acum până B egal cu 9. Deci mergem la B egal cu 9. Și? Și simultan ce se întâmplă da. Asta? Nu există egal. Păi facem, hai să vedem. Analizăm. Deci, faptul că e produs corect. Egal cu produs, și A minus 1. Înseamnă B egal cu 9 și A minus 1 egal cu A minus B. A minus 1 egal cu A minus B. Sau le analizez pe toate. A, trebuie pe toate, bine. Sau. B-ul să fie cât? Cu 3. B să fie 3. Corect. B să fie divizorul lui 9. Da. B egal cu 3. Și? Și concomitent. A minus 1 egal cu 3 pe A minus 1 egal cu 3 pe A minus B. Sau. O altă variantă. B egal cu 1. B egal cu 1, da. Și? Sau B egal cu 6. B egal cu 6. Da. E cum îl scot? Dacă B să fie 6 la 9. 6 nu e divizor. Nu se poate la 9. Ei, stai. Eu organizez deci posibilitățile. Asta și asta. Atunci? 6 nu. Deci B egal cu 1 și? Dacă îți spui că B să fie 6, ascuns în 6 un 3. Da. Și 2 trebuie să fie de la A minus 1. Nu, nu. Și atunci A minus B să fie A minus 1. Așa poate să fie B să fie și 3 ori 5. 15. Da. Deci te duci, părăsești aici. Da. B egal cu 1 și? B egal cu 1 și? Fii la nici rămâne. A minus 1 egal cu 5. Dacă B e 1. E A, 9A, 9 pe lângă A. Nu mai ai de scăl. 9 pe lângă A. A nu știu ce. Mai am variante sau? Nu mai am. Ziceți-mă altă. Sau. B egal cu A minus B. A, B egal cu A minus B. Și A minus 1 egal cu 9. Și A minus 1 egal cu 9. Corect. Toate variante. Corect. Da? B egal cu A minus B. A minus B. Și, de da, sus, da, da. E așa, și A minus 1 egal cu 9. Păi atunci și B egal cu 3 pe lângă A minus B. Sigur că da. B egal cu 3 pe lângă A minus B. B egal cu 3 pe lângă A minus B. Și? Și A minus 1 egal cu 3. Egal cu 3.
Și voi mai avea? Ia să mai vedem. Și B egal cu 9 pe lângă A minus B. Deci B egal cu 9 pe lângă A minus B. Și A minus 1 egal cu... A minus 1 egal cu 1. 1. Deci am analizat pe toate. Exact. Am analizat, am făcut toate, tot jocul, toate variantele și acum începem. Dacă B egal cu 9, de la... Deci bun, mă cu 1. 1. De la 1. Înseamnă că B egal cu 9 și are fost ca cifră. Da, și A minus 1 egal cu 1. Acum se reduc și B egal cu 1. Și tot B egal cu 1 și tot B. Nu se poate în același timp, este deci 9 și 1. Care? 2. 2. Adică 2 e aici, 3, 4, 5, 6. Bun. La 2. Să vedem, B egal cu 3. Adică nu să scrii. B egal cu 3. Și A minus 1 egal cu 3 pe lângă A minus 3. Și vine A minus 1 egal cu 3 pe lângă A. Minus 3, 3 e 3, exact. Da? Da. Și vine B-ul 3, da. Și acum vine 2A. Deci 2A, da, 2A egal cu, duc pe 3 în partea asta, altă, 3 minus 1, 2. Adică A egal cu 1. Nu, 3A egal cu 9, 3A minus 9, domnul. Deci 3A minus 9. Minus 2A, 2A face. 2A, da, egal cu 8. Și 9 minus 1, 8. Și A egal cu 4. Este prima pereche, A-ul 4 și B-ul 3. Sunt prime între ele. Sunt prime între ele. Respectă tot. Respectă tot ce a spus autorul. Deci avem o primă soluție. 4 și 3. Deci soluția 1. 43. A-ul este, numărul este 43. 3. 3. Dați mai departe, la 3. B egal cu 1, vorbește aici. B egal cu 1, A minus 1 egal cu 9 pe lângă A minus 1. Deci A minus 1. Păi cum A minus 1 egal cu 9 pe lângă A minus 1, e imposibil. Da? Deci A minus 1 egal cu 9 pe lângă A minus 1. De ce? Să vede foarte bine că poate însemna aici că se 8 de A minus 1, 8 pe lângă A minus 1 egal cu 0, nu? Că din 8 ăștia scad din 1, 8 din A minus 1 fac 0, din rezult că A egal cu 1. Deci A egal cu 1 și B egal cu 1. B egal cu 1. Nu sunt prime între ele. Dar ea este o soluție acolo. Și nu sunt diferite. Și nu sunt diferite. Deci aici A egal cu B egal cu 1. Cum noi am avut A diferite de B. Soluția asta pică. Mergem și vedem la A. B egal cu A minus B. B egal cu A minus B, adică 2B egal cu A. 2B egal cu A. Da? Și A de dedesubt egal cu 1 și cu 9. Bine, cum mai spune 10. Unde sunteți la 4, da? Da, la 4 suntem. Și B este... Și dacă au 10, B-ul... Păi au ca să fie 10, ca de îndată. Păi cifră. A căzut, nici mai muncim. Deci, pică pentru că am vorbea și vezi în cifre. Așa. Deci, vezi la 4, 5. B egal cu 3 pe lângă A minus B. B egal cu 3 pe lângă A minus B. Și A minus 1 egal cu 3, atât că A egal cu 4. A egal cu 4. Să rămâim, sus. B egal cu... 3 pe lângă 4 minus B. Dar de ce e 2 și nu 10? 4 minus B. Adică B. Minus 3 B. 4 C egal cu 12. Și B egal cu 3. B egal cu 3. Am mai găsit o dată. A egal cu 4, B egal cu 3. Deci A egal cu 4, B egal cu 3. Am găsit. Am găsit. Mergem la 5, 6. La 6. B egal cu 9 pe lângă A minus B. B egal cu 9 pe lângă A minus B. S-a minus 1 egal cu 1, așa că A egal cu 0. A egal cu 2. A, cu 2, pardon. A egal cu 2 și atunci înlocuim și avem B egal cu 9 pe lângă 2 minus B. Da. Ceea ce mă duce spre 9B și 10B. Da, 10B egal cu 18.
10 B face 18. Și nu se poate. Imposibil. Deci soluția singură cu schimba soluției 43. Asta singura soluție. Dar atenție! Dacă profesorul e riguros, găsirea soluției 43 nu e suficient. Deci toate cadrurile așa se trebuie avansate. Dar când duceam altfel... Din imediat în viața, asta e cum se discută acesta. Deci, în așa... forma asta, lăsat așa, da. Ca să am o justificare de obținerea lui 43, trebuie să analizez toate cazurile, cele 6 cazuri. Da, când dar cât? La cazul 4 e tot cazul... Mai sunt, la să fii tot da. Cazul acela. Și la cazul 6 e tot dublat. Dar trebuie să analizate. 46, 3 era suficient? Nu, n-am niciun motiv. Ăsta și altul. Deci le schimb în cruce, nu? Cât ori cât. După cât îl cunosc eu pe domnul, așa o să vedeți la soluție. Bine, da. Mă rog, dacă așa... Da, nu o faci, analiza asta niciodată nu le cere așa. Niciodată nu le-a cerut așa. Păi... Cu niciodată nu îi pune să pună condiția la fracție, știți? N-am văzut niciodată și se acționezi pentru asta. Niciodată. Pentru că le dă ea, le dă ea. Pentru că autorul de pe multe ori în ieșiții, dar... Dar dacă nu fac, n-au deprinderea asta de acum, n-au deprinderea asta de acum, nu vor avea niciodată în perspectivă. Deci de aceea, când văd o fracție, eu sar pe ea și cu condiții mă discut. Nu mă arăt de treabă. Când văd un radical, când văd radical cu o expresie din x pătrat plus x plus 7, eu nu știu ce să fac. Mă interesează dacă radicalul ăsta face treabă. Poate el, adică cu ce bun ideea condiția? X pătrat plus X plus 7, pe schimbă mea egală cu 0. Deci nu discutăm. Și dacă nu fracție, nu dacă nu, atenție, atenție. Una ești să ieși, adică dacă zici radical din X pătrat și zici egal cu modulul X. Și alta este când vezi radical dintr-o expresie. Și eu nu știu, ca să stau de vorbă cu radicalul ăsta, să văd că poate lucra, îi spun. Dom'le, știi ce? Mă interesează dacă e mai mare decât că zero. Pun condiția. Și nu fac eu ce o ridic acolo. Nu crezi. Da. Dar după ce cu condiția? Eu mi-am vrea să fac cum a făcut și ea, că n-am făcut așa, n-am analizat. Am făcut pe altă soluție și eu n-am înțeles-o și n-am fost de acord cu ea. Dar am zis că dacă n-am o înțelege, poate că mi-e stricat și nou. Uitați, sunt de aici, uitați, las până unde acum a făcut ea, că a ajuns aici și ea, nu-mi una. Și poftim, vor ia, vor de acum, trebuie să vedem. Ia, trebuie să o urmărim pe ea și vedem cum sunt. Ai ajuns la soluția 43. O ajută? Dar trebuie să vedem dacă ai făcut o analiză atentă. Acestea sunt de regulă ieșiți la clasa a șapte. Poftim, zi. Și a șasa. E lucru în set aici. Sine. Nu mai uitam aici. Mai făcut. Aveți cu 9 ani, 9 B egal cu B. Unde s-a făcut acolo? Deci 9. Deci aici se închei chivare. Noi nu mai ne fac. 9 A minus 9. B egal cu B A minus B. A, B minus B. A, B minus B. Ai scăzut un B, ai luat un B. Da, 9A minus 8B egal cu BA. 9A minus 8B egal cu AB. 9A egal cu BA plus OB. Deci 9 echivalent. Lucrează deasupra ei, până acum e perfect. 9A egal cu BA plus 3B. AB. Plus 8B. Da. Și A egal cu, îl scop pe A de aici, A egal cu BA plus 8B supra 9. Deci de aici, rezultat. Eu aș fi scos pe B în factor comun, că tot acolo ajungi și tu, eu te m-aș fi făcut. 9A egal cu B pe lângă A plus 8. Da. Eu așa, de aici lucram. Înțeles, și am cât ori, cât ori, cât ori, cât ori, cât ori, dar mi-am văzut așa și vrea să arăt la ea de aici. Ea îmi spune că a spus A de aici egal cu B pe lângă A plus O. Nici măcar nu am făcut așa, trebuie să faceți ca ea. A, B plus O, B, să vedeți cum vrea. A, B plus O, B, pe 9 așa am scris. A, B plus O, B, pe 9. Dar acum că lasă așa, scris, nu te sunt. Ba da, pentru că ea vrea altă, să vedeți cum vrea. Plus B, 9, care e egal undeva, de cu A, B. Plus OB.
pe 9. Și am zis că e egal cu BA pe 9 plus 8B pe 9. Bă, da, ai zis e egal cu AB pe 9 plus 8B pe 9. Ai zis că cu inuitorul. Da. Deci A e egal cu A e egal cu AB supra 9 plus 8B supra 9. Deci văd că cu AB e dividit pe 9. AB. Cum ai un număr natural. Nu, deci îmi un număr natural. Deci A e număr natural. Și B e natural. Și B este natural, așa. Și rezolv atunci că... Stop, să zic cum te zic. Cum ai număr natural și B e număr natural, zice te joc așa. Așa. Atunci A ori B este număr natural. Da. A ori B e număr natural. Și O B e număr natural. Și O? Și O B e număr natural. Și A, B, B, 9 e număr natural și O, B, B, 9 e număr natural. Și cum A e număr natural, cum am spus, atunci A, B, B, 9 astfel trebuie să fie natural și asta trebuie să fie natural, da? Da, da, și ca a doua să fie natural, așa că... A, B supra 9 e natural și O, B, B, 9, O, B, B, 9 este natural. Bun. Asta dacă și nu mai dacă. O, B, divide pe 9, pe 3 la 2. Deci 8B se divide pe 9. 3 la 2. Nu 8B se divide. 9 se divide pe 8. Iată, sau B divide pe 9. Altceva, adică așa trebuie să zici. Atenție că dacă profesorul este dat și așa, una să spui tu și că ne-ai scris așa, că 8B îl divide. Nu, am scris cuvinte chiar. Așa o scris. 8B îl divide. Sau se divide? Se divide. Îl divide, așa divide. Am scris o B divide 9. 8. B divide. 9 divide 8B. Așa am scris. Deci, 9. Atenție multe, că asta... Cel din jos. Profesorul, da? Da. Puntează asta. Exprimi-te corect. 9 trebuie să divide pe 8B. Ceea ce înseamnă că de aici 9 divide de unul din ei. Corect. 9 divide pe O sau 9 divide pe P, pe unul din ei. Da. Cum 9 nu divide pe O, rămâne mai șansa ca 9 să divide pe B. Așa. Deci 9, atenție, divide B. Și cum B cifră... E poate zice 3 sau 9? 9 ori divide. Da, deci... Îl divide, tu auzi? Păi și dacă adică, divide, da, dacă divide... Dacă 9 divide pe BB, cât să știe? 3 sau 9? Multiplu de 9. Adică. Multiplu de 9, tot insisti pe asta. O să fie multiplu. Păi dacă B e un divizor al lui... Dacă 9 e un divizor al lui B... Păi și cum adică B-ul nu poate să fie 3? Cum să fie 3, măi, niciodată? Nu ne mai înțelege românește. Păi și atunci... Unde-i soluție? 9 e divizor, adică 9 e cel la care se parte, B-ul trebuie să fie mai mare, cel puțin 9, sau? 18 și 9. Da, dar e la 9, că B-e 5. Și că B-e 5, nu e 9. E 9. Exact. Deci niciodată 3. 3, în cazul ăsta. Vezi, tu faci confuzie între divizor și multiplu. Pentru tine îl divide sau se divide, n-are mare valoare. Păi să-i explicăm asta. Asta, hai să vedem cum, ce înseamnă? 3 îl divide pe... Cât? Pe cine îl divide 3? Pe 6. Pe 6? Pe altul. Altul. 3 îl divide pe... Pe 3, pe 9, pe 12. Toți multipli să pe 3, 3 îl divide pe 9, pe 12. Da? 3 îl divide pe 3. Ăștia din... Ăștia sunt bani la 3. Adică ăsta din stânga e în divizor. Și când se divide... Când se divide, spune așa, 6 se divide cu 3 puncte. Sau bine, scrie în cuvinte. Sunt de la matematică. Corect. 6 se divide la... Acum adică la 2, vezi? Adică este la pare de la... 6 se divide la 3. Și la 6 și la 1. Da? Și așa mai împarte. Adică el se împarte. El se împarte. Ai înțeles acum? Da. Una că îl divide și că se divide. Îl divide din un divizor e mai mic decât el. Exact. Sau și se divide. Da, se divide înseamnă că e multiplu acestuia. Deci trebuie să faci clar distinția.
Da? Bun. Am insistat pe chestia asta pentru că nu merită să te trezești și terminat clasa 8, așa e confuzia asta. Da, bine, asta, da. Da? Și au luat acolo pe egal cu 9, văzut că nu merge. Deci, din raționamentul de aici, B-ul trebuie să fie 9. Din de aici rezultă că B egal cu 9. Și trebuia mers se uita, băi, zis așa, și la B pe 9. Exact, dar nu-i acolo, da. B egal cu 9, ia uitați-mă. Deci B egal cu 9, înseamnă că A-ul trebuie să fie număr natural. Da, și nu-i, nu poți fi. Ce nu poți fi? Dacă B e 9, nu poți fi A număr natural. Deci asta nu există, e falsă. Dar de ce nu? Să se înțelege. De ce înapoi? Dar de ce Miruna, dacă ai zis că B egal cu 9? Da. Deci tu ai avut aici simultan, trebuie să se întâmple și AB pe 9 să fie natural și 8 AB pe 9 să fie natural. Am două simultan. Așa. Și când te-ai dus de asta acasă, te trimite cel mai rapid. 8B supra 9 să fie natural. Te-ai dus de aici analizând cu oblig, ce înseamnă că 9 divide pe 8 și, sau pe 8 nu-l poate, o forța trebuie să divide pe B și dacă divide pe B, B trebuie să fie egal cu 9. Dar în același timp, cu B egal cu 9, trebuie să te întorci aici că A ori 9 supra 9 să fie număr natural. Și 9 cu 9 duci și vine A natural, pe la unul e natural. A 1, 2, 3, până la 9. Da? A 1, 2, 3, până la 9. Pe B, pe B la 9. Da, acolo mai e, B la cu 3. Unde nu mai e B. Pentru cazul ăsta, nu mai poate să fie 3. Nu, acolo, la A ori B pe 9. A ori B pe 9. B-ul poate fi 3 acolo. Da, da, din urmă, simultan. Deci simultan trebuie să se întâmple. Și asta, și asta să fie natural. Că dacă asta e natural, cerând asta, nu are șansă decât de numai 9. Și eu am locuit acolo, unde sunteți cu mânuța, domnul profesor. Eu am zis așa, A egal cu A egal pe 9. A egal cu A ori 9 pe 9. A egal cu 9 A pe 9. Plus 8 ori 9 pe 9. 8 ori 9 pe 9. Da. Adică? Adică 8, plus 8. Și acolo iese 9 cu 9. Și A egal cu A plus 8. A egal cu A plus 8 este o altă asta. Imposibil. Și am trebuit de simplu, nu se poate. A egal cu A plus 8. Da, nu se poate. Da. Bun. Și au zis, nu se poate. Face ori B egal cu 3. De ce nu B egal cu 3? Că ori B este 9. Am că 9 deci A ori B pe 9 să fie natural. Da. Atunci ai mers să simplifici prin cine are și A ori B. Da, și la B3. Și dacă e B egal cu 3, te învorbunește aici, că nu-ți mai simplifică asta. 8 ori 3 pe 9, nu mai este număr natural. Și atunci ce fac? Și așa o luat. Păi eu nu știu. Și o găsi pe 4, dar cum o găsi pe 4, nu știu, o zis să B egal cu 3, A egal cu 4. B egal cu 3, de acolo ești așa, A egal cu 4. Cum tu ești aici? Dar A, B... Tot de acolo mă duc. Miruna, B egal cu 3, în forma asta de scriere, da. Nu mai continui greșitul. Nu ai voie să lei pe B egal cu 3. Că faci asta, o faci... Ce o faci? O faci o fracție care... Tu ai spus că trebuie să fie număr natural și nu este. Da, în completare cu cealaltă e și număr natural. Păi da, că 2 pe 3 plus 1 pe 3. Iese. Faci 3 pe 3 care faci 1. Deci, de aceea eu am spus că trebuie lăsat așa, dar tu ai pus nu, fața. Nu, i-a cum o lucrat ea. Cum o lucrat ea. Deci ai stricat de greșitul. Exact. Adică ai găsit soluția, dar nu... nu deci analiza asta făcută aici nu stă în picioare. Pentru că tu ai stricat de greșitul. Dacă de aici, ce am spus? Așa mă las. Și încep să fac cât, oricât, cât, exact. Nu încep. Exact. Tu nu mă reconțipi. Toată povestea mea. Ce și noi n-am plecat acolo. Și eu tot așa și făcut cum am făcut dumneavoastră, dar cred că din 5 puncte îi dă și ei aici vreo 2 puncte. Da. Vreo 2 puncte.
Două, da, să zic. Florida, că îți facem scrierea asta, aici, așa, deci până aici. Acum să știi că e mare diferență între cei ce au lăsat ei și ce ai făcut tu. Dar totuși a găsit și soluția. E găsește soluția, dar este diferență, fără discuție. Deci suntem corecți. Este o diferență. Posibil, dar din păcate, din păcate, aici dacă te opreai, A egal cu nu știu ce, distribui numitorul și așa. Deci, ajung, eu ce aș face eu? Când ajung în situații de genul ăsta, care nu mai am nicio soluție, asta tot la dumneavoastră am învățat-o, te oprești acolo, unde vezi două numere mulțite, egal cu alte două numere mulțite. Și încerci să faci o analiză acolo. Asta deci, e și cât oricât, cât oricât, exact. Și ăsta, cu ăsta doi, un divizor de exact. Astea, și egal cu A plus 8, A egal cu A plus 8. Deci încerci să faci analiza acolo, eu așa aș face. Și așa, așa trebuie făcut, e singura soluție. Deci desfaceți, vă duceți până la două numere mulțite, dau alte două. E foarte mai important, pentru că sunteți în numere naturale. Și aici cât ori cât sunt de asta. Dacă A ori B egal cu 6 culoare, cine ori cine se facă 6? Înseamnă 1 ori 6, 2 ori 3, 3 ori 2. Și faceți așa, și faceți variantele de acolo. Cine a mai făcut? Asta cu biciclistul a făcut-o, da? Da. Funcția a făcut-o? Da. E de X-ul a făcut-o? Expresia? Da. Maria? Lua de mi-a ieșit. Expresia? Nu. Dar ție ieșit și Maria? Da. Dar tu de ce nu mai fost? Eu același număr. Unu sau doi? Doi. Doi. Facem expresia. Da? Se ștergem. Scrii frumos. Cum? Tu, Maria, ce mai ai făcut? Eu? Deci nu le-ai făcut bărta, dar nimic, 5 puncte sau 2-3 puncte, dacă ți-a, nu contează. Poate să dă ceva, că ați făcut acolo cât de cât. Și un punct și două tot notează. Da, dar la fiecare e știu. Dacă învățați de ceva. Învățăm că de ceva înseamnă că degeaba ne-am obedit ghiștiu ăla. Deci la exercițiul ăla ce facem dacă mai întâlnim cu el? Desfacem până ajungem la două numere mulțite, la alte două numere mulțite și începem analiza. Dacă așa, dacă ăla e așa, vedeți care e. Ia uitați. Mai iau eu încă un mechel pe greșe. Nu cadeți așa. B, nu, 2, nu, B pe lângă A, 2A minus 1, B pe lângă 2A minus 1, B pe lângă 2A minus 1, egal cu 7, sau egal cu 6, și mai tare, 6 pe lângă A minus B. Deci B pe lângă 2A minus 1 egal cu 6 pe lângă A minus B, lângă A și B sunt numere naturale. A, B, numere. Din Z, hai, îți las mai ca să vă văd mai mult. Deci A și B sunt numere naturale din stea. Și că a diferit de pe B. Și cam atât. Cazul 1. Ce situație aceasta? B egal cu 6. B egal cu 6. Și de rezult. Dacă B-ul e 6, rămasă asta să fie atât de asta. 2A minus 1 să fie egal cu A minus 1. Cazul 2. Tot cu B. Să fie egal cu 2. B egal cu 2? Sigur că da. B egal cu 2. Și atunci 2A minus 1 egal cu 3 pe lângă A minus 3. Și-o rămas în momentarea aia. E B luat 2 și atunci celălalt divizor, celălalt factor trebuie să fie în completare ca să facă 6. 3 pe lângă A minus 3. După 3. 3. B egal cu 3. B egal cu 3. Și 2A minus 1. Egal cu 2 pe lângă A minus 3. 2 pe lângă A minus 3. Și 4. 6 cu 1. B egal cu 1. B egal cu 1 și 2A. 2A minus 1 egal cu 1. 6 pe lângă A minus B. Atenție, bază sunt aici. Și acum am și schimbate.
Și adică B egal cu A minus B. Și B a minus B egal cu 6. Da? Deci luăm 4, 5. B egal cu, ce am zis? B egal cu A minus B. Și B a minus 1 egal cu 6. B egal cu 3 egal cu 5, 6. Ați înțeles, de pe schimbați comandăm între ele. Puncte, puncte, 8 cazuri. Da? Și analizăm pe toate 8. Și când, dacă care ne furnizează fals, ne furnizează fracții, ori ar și vezi naturale, și repică. Deci face analiza atentă, încât și după aceea te dreptul la final. Ați înțeles acum, da? Da. Și tu, Miruna, sper că ai urmărit acum. Deci sunt 5 ca, sau 4 și 4 care urmează, 8 cazuri. Bun. Deci, ce facem expresia de exemplu? Pentru că, dacă nu era Maria, ții Maria asta, da, pe bine, da? Bine. Este de expresie. De x egal cu x plus 5 supra x minus 4. De x egal cu x plus 5 supra x minus 4. Așa. Minus. Despre o paranteză. X minus, da. X minus 4 supra x minus 1 plus x minus 1 supra x minus 4 și minus 2 în dreptul liniei fracției. Închideți paranteza. Totul ce învăți la 1 supra x minus 1. Totul. Nu. Adică așa. Nu asta. Da. Asta da, doar asta. Învăți la 1 supra x minus 1 unde x este număr real. Și zice, ești diferit de 1, diferit de 4. Oh, dar nu este toate astea. Așa și zice că ești... Ești aparține lui iar mai puțin. Mai puțin, o să descoperim noi, dar îi dăm căldură aici. Și arătați că e de x, e dat cu 1 și spune că trebuie să dea e de x. Pentru că orice x număr real, diferit de 1 și 4. Deci așa arată exercițiul spus ca coadă din autor. Da. Și hai să... Cum aș fi gândată? Sunt de expresie de x. Aduceți la fapt mai simplu. Terminat, nu-și mai scot niciun sunet. Aduceți la fapt mai simplu. Tu, înainte de a te apuca, spui X, aparține, era parte de 1, de aici, 4, 1 și 4, vă rog, am dat. Da? Da. Asta este. Cred că de aici, dacă ar mai fost și ceva sus acolo, 7X plus 3, și mă întorc și mă rătorc. Fracția am început la restaurante, numitorul, felicit, fel de 0. 1 și 4. Da. Și știu și că e de x egal cu 1, deci trebuie să dăm la 1 acolo. Bun. Hai, haideți că mai lucrăm. Te rog, hai. Deci am făcut așa. Egal cu x plus... B de x egal. B de x egal cu x plus 5 supra x minus 4. Minus, deschidem o paranteză. Acolo vedem că x minus 1 pe lângă x minus 4. Factor comun. Factor comun. X minus 1 pe lângă x minus 4. Factor comun, nu înțeleg. Da. Da. La paranteza aia, vreau să fac x minus 1 pe lângă x minus 4 la numitor. X minus 1 pe lângă x minus 4, fă nu factor comun. La numitor, vreau să zic, da. Da. Păi îți fac oricum și acum era un moment de mediu, eu așa am percepat. Da, așa s-au zis la urechea. Da, am făcut și eu am zis la fel, și, deși îmi uitam la numitor. Deci aducem la același numitor și aplicăm aici. Un x minus 4, un x minus 1, un x minus 1, pe lângă x plus 4, un x minus 4. O să fie x minus 4, pe lângă x minus 4. Hai să punem în faptul 4. Pe lângă x minus 4, pe lângă x minus 4 la fel. Da? Da. Plus? Plus x minus 1 la bucat. Așa. Minus 2 pe lângă x minus 1 pe lângă x minus 4. Totul supra x minus 1 pe lângă x plus 4. Minus 4. Minus 4. O totul de mulțumit cu x minus 1. Mulțumit cu x minus 1 în paranteză. Da. Dacă nu vrei cu x minus 1 în paranteză, nu mai vrei să vrei și cu x minus 1. Păi, așa cum simplificăm. Asta, paranteza, aproape, nu mai are rost. Și acum avem
egal cu x plus 5 supra x minus 4 minus, chiar o să fac o paranteză, x la a doua, x la a doua minus 6x. Deci 6x. După 8, până la 8, x. Adică hai să observăm altceva, domnul profesor, că nu lăsăm. Să plece pe binom acolo. Lăsăm așa, lăsăm așa. Ajunge acolo. Deci, ne place și la varianta aceea, dar nu am văzut-o pe asta. Deci, de ca la pătrat, din x pătrat, minus 8x, dacă e de 6, dacă e știu. 8x. Minus 8x. Așa. Plus, plus 16 plus, x la a doua, da, minus 2x, așa, plus 1, așa, minus 2 pe lângă x la a doua, minus 4x, minus x, plus 4, da, totuși supra x minus 4. X minus 4. Și egal, egal cu continuu. Egal cu x plus 5 supra x minus 4 minus 2x la 2, de urmă, da? 2x pătrat, da. 2x pătrat minus 10x. Corect. Plus 17. Așa. Minus 2x la 2. Da. Plus 8x. Da, dar ca să nu vedem prea mult, minus 4x minus x face minus 5x ori minus 2 face plus 10x deodată. Plus 10x. 10x și plus, bă, minus 8. Minus 8. Totul supra. X minus 4. Și egal mai departe. X plus 5 supra x minus 4. Egal cu 2x la 2, cu 2x la 2. Nu e egal. Minus. Minus, pardon. Minus. Difracție. Și acum 2x la 2 cu 2x la 2. Minus 10x cu plus 10x. Și ne rămâne 17 minus 8. Adică? 17 minus 8. 11. Ba nu. 9. Păi 9. Ce faci? X plus 4. Și egal cu? Avem același numitor. Da. Și x plus 5 minus 9 supra x minus 4. Așa. Și egal cu x minus 4 supra x minus 4. Da. Ce zici nici în plan? Pentru că ai desfăcut acolo și ai greșit când ai desfăcut. Sigur, da. La x pătrat minus 6x. Și poate nu mai acolo. Vezi? Ai desfăcut, n-ai observat că e bine. Eu, de exemplu, mă uitam, dar analizez înainte. Uite, ai ceva la pătrat, cu ceva la pătrat, nu zici două ori partea întâi, o partea a doua. Deci aici, observați asta și aruncă repede, și pe repede de greșeli. Dacă ai fost x minus 4 la dat cu un a și x minus 1 cu un b, ai fost a pătrat plus b pătrat minus 2 la b. Și de bine. Care înseamnă a minus b până la pătrat. Păi. Deci ar fi fost așa. În varianta a doua, și rapide, e de x, ar fi fost scris ca pe x plus 5, supra x minus 4, minus locul 1 minus locul 2, tot la pătrat, adică x minus 4, minus x plus 1. Sau puneam paranteze, dacă era teamă. Dacă vrea x minus 4, minus, în paranteze, x minus 1, și totul la pătrat. Hai, prima parte la pătrat. Să nu ca un pas și de gaspire, mai sugestiv.